Bun găsit, prieteni! Sunt Mihai Spanov cu un video, sper să fie destul de interesant pentru cei care pun creierii în mișcare, să spunem noi, mai precis. Deci, astăzi am primit o scrisoare de la VCX și vreau să vă explic ce am înțeles din această scrisoare. Cine este înregistrat, deja poate să verifice informația care eu cum o să spun. În special, acest video cred că să fie interesant pentru cei care nu cred sau n-au crezut până acum în VCX și posibil că o să reușească să-și creeze un venit pasiv în această companie fără investiții. Și de ce fără investiții, care poate să vă aduc câteva sute de dolari pe lună, poate și mii, în dependență de cât de activ o să fiți până la deschiderea companiei. Deci, două ore cum am primit această scrisoare, la 8.42, acum 10.56 când fac acest video. Deci acest video spun despre ce se întâmplă în companie și este, uitați aici așa, un cum se spune, un raport făcut de companie care mi-a deschis ochii la unele lucruri care eu nu le cunoșteam. Deci, când apăs pe acest link, se deschide site-ul lor VCX cu un raport. Deci, sunt deja tradus în 21 de limbi. În acest raport se deschide în limba rusă. Aici, ia uitați-vă, cine vrea să ajute la traducere, poate să se adreseze la companie, căci limba română văd că încă nimeni nu traduce. Deci, aici mai jos sunt țările care deja au ajutat la traducere. Deci, deci este rusă, 100% slovenă, polonă, este limbi care 100% deja este tradus în limba dată. Și deci română nu e, de pildă se traduce în turcă, poate deja 78%, finlandeză, germană, cu termin persiană, deci cine vrea că o ungară este, dar românii ca basta și seo, sunt cei mai harnici. Așteaptă cineva să le dea gratis. Deci, dacă doriți să ajutați la traducere, puteți să faceți un lucru bun, scrieți e-mail-ul și numele și vă adresați. Și o să vă răspundă. Deci, cine știe traduce din engleză, cred că site-ul din engleză. Deci, ce reprezintă acest raport, deci, dați pune engleză și puteți să-l citiți în engleză. Deci eu deja am făcut traducerea în română prin translate. Deci sunt câteva momente cheie aici. Deci VCX, vă spun ce am înțeles din acest raport. Este o companie care va fi o bursă de vânzări a criptomonetelor. Și are niște plusuri foarte mari față de cele companii care deja sunt cunoscute și ei văd un potențial mare în compania lor. Anume pe bază la ceea că au un program foarte bun, soft, nu știu ce au ei, un algoritm, programiști buni, care se vede după site cât de repede ei lucrează. Ei au o viteză de lucru, de prelucrare a informației. Aici mai jos este scris. De un milion de tranzacții pe secundă. Deci plusul lor.
Pe când cea mai bună bursă care este acum, ea are în jur de 50.000 de tranzacții pe secundă. Deci de 20 de ori mai puternică și mai repede va fi această bursă. Deci primul avantaj. O viteză foarte mare de prelucrare a operațiilor. A doilea moment, ei vor intra cu astfel de taxe. Deci multe, dacă s-a lucrat cu criptomonete, trebuie să înțelegi despre ce spun ei. Deci operațiile vor fi foarte rapide. Deci acum cine a schimbat Bitcoin-ul alt, trebuie să știu că merge uneori până la o zi o tranzacție. Anume că sunt foarte lente operațiile. Prima. A doilea, în ultimul timp când a început să crească brusc Bitcoin-ul, a început să ridice nasul și au început să iei taxe mari bursele, companiile care fac schimb. Deci ei vor fi cel mai mic preț din lume, 0,1% din tranzacții. Deci undeva de 4 ori mai mic ca prețurile care sunt acum la cele mai mici companii, la cele mai mici burse. Și deci citiți acest raport, dacă ați primit pe e-mail, dacă nu ascultați ce spun eu. Deci, alt plus care este, deci arată cum se dezvoltă și cererile de înregistrare oamenilor, dar totuși vreau să spun că după înregistrările mele, care le văd după link-ul meu, văd că majoritatea sunt pasivi față de această criptomonetă. Deci în afară de ce că ea va fi bursă, ea va fi și criptomonetă. Va avea compania criptomonetă VCX, care se va vinde din 1 octombrie cu prețul lor de 10 cenți pentru o monedă. Iar apoi prețul va crește. Cât va crește, deja numai timpul va arata. Deci, ca și Bitcoin și alte. Deci dacă va fi foarte, foarte, cum să spun eu, populară această criptomonetă, deci de la 10 cenți poate să fie și dolari. Dar ne bazăm cu aceea că va fi 10 cenți. Și deci, uitați-vă că aici au multe grafice în acest raport care deschide ochii la unele lucruri. Deci uitați-vă graficul acesta ce arată el. Că este acum o schimbare fundamentală în piața globală, anume legat de criptomonedă. Și singur posibil că ați observat că tot mai multe criptomonede apar. Deci uitați-vă ce pe trimestre se arată volumul de cumpărare sau unde se folosesc criptomonete. Deci inițial s-a luat caracterul vieță trimestru 3-2015. 220 de milioane, pe urmă 340 și așa în creștere. Și deja 2016, 860 milioane și uitați-vă deja în 2017. 3 miliarde și deja 3 miliarde 800 milioane. Deci asta pe zi, stare în vedere. Și deci 3,8 miliarde de dolari pe zi se fac tranzacții cu criptomonede. Deci asta e o bursă de criptomonede, unde oamenii o să fac schimb pe Bitcoin, pe Ethereum, pe dolari, pe euro și mai departe. Deci ca comparație, deci asta e o picătură mare, ei spun, VCX, și deci într-adevăr, dacă să comparăm volumul criptomonede, deci uitați-vă cum arată camarime în comparație de pe el de pământ cu soarele și mai departe, dacă uitați. Deci așa sunt arătate punctele.
Ripera. De pildă Nasdaq, asta e bursa din SUA. Deci pe zi acolo 100 de miliarde se fac vânzări cu acțiunile diferite companii comerciale. Ca eu știu, Pepsi, Microsoft, McDonald's și așa mai departe. Cele mai cunoscute și cele mai bogate companii. Deci în SUA pe zi se fac vânzări de 100 de miliarde. Criptomonete pe zi se fac acum actual 3,8 miliarde. Pe când uitați-o Forex, asta e piața Forex, unde se învârtesc restul tranzacții legate de bani. Euro, dolar, yen, rubli, ce mai sunt acolo, dolari canadieni, chinezii cu banii lor, India și așa mai departe. Și sunt toate valutele globale, se învârtesc pe Forex. Deci acolo se vin pe zi de 5 trilioane. Acum, în comparație, ce potențial are criptomonete. Deci, acum vântul bate înspre criptomonete. Și cine nu înțelege asta, el mult pierde. Deci, puteți să vă creați, acum la ideea care eu vreau să vă spun, un venit pasiv, anume invitând oameni în companie, dată, adunând monete pentru invitații. Deci, pe site, deci acum se dă pentru înregistrare 50 de monete și pentru un invitat care l-a invitat să-i se dă încă 100 de monete pentru referral. Deci invitați 10 oameni, mai primiți încă 500 de monete de pe el. Și vă dă monetele acestea, deci gândul cheie, uitați-vă aici. Dacă, de pildă, bursa aceasta, gândiți-vă în timp. Deci acum e 2017. Pește 3 ani, de pildă, câte miliarde pe zi ar putea să facă această companie? Pe zi. Deci aici, uitați, este un calculator pe lună. Deci, dacă companie va vinde, da, și aici în raport sunt mai jos tot acolo arătate. Și companiile sau bursele care sunt, uitați-o, care le sunt aici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 burse unde se vând criptomonede. Deci ei se primesc că va fi 17. Dar ei au un avantaj. Deci cum să vă spun eu? De 20 de ori mai repede vor lucra ei. Unde treptat oamenii vor trece? Deci când apare ceva nou și mai bun, de pildă că gândiți-vă la telefon mobil. Luați un telefon mobil de 3 ani în urmă sau de 5 ani în urmă. Și cel care acum nou a ieșit, deci ați să schimba un model nou acum pe unul care a fost 5 ani în urmă? Eu cred că nu, deci aș prefera să aveți unul nou. Deci ce apare nou, tot timpul este mai bun ca cel precedent, deci performanțele nu rămân în urmă. Și deci când se inventează ceva foarte super, deci vrei, nu vrei, oamenii trec la serviciile. Oamenii sunt leniși, să spun așa. Deci nu o să aștepte oamenii să facă tranzacții în bursele acestea care merg încet. Când este undeva unde se face de pe de 9 zi tranzacții, dar câteva secunde. Deci, și mai ieftin. Deci asta e plusul la VCX. Mai repede și mai ieftin. Și deci, dați-vă arăt acolo în calculator ce se va întâmpla. Deci gândiți-vă atent la ceea ce spun eu. Deci, de pildă, ați primit 50 de monede. Chiar și 50 de monede care le-ați primit și nu le vindeți, le țineți. Deci, când va fi 1 miliard pe lună, vânzări. Dar pe zi deja se vând la burse criptomonete de 3,8 miliarde. Deci, eu acolo în grafic am v-am arătat. Deci, eu nu spun povești sau ceva ce din cap. Deci uitați-vă. Este
piața mondială pe zi se vând 3,8 miliarde pe zi de criptomonede. Deci se schimbă încă o dată, una pe alta. Deci, compania are un calculator unde merge vorba de a un miliard, de exemplu, pe lună. Deci cât venit veți primi voi personal pasiv. Deci compania va da din venit care face din tranzacție. Deci iau e 0,1% din tranzacție. Știți, din acel venit care are compania, 20% ea va împarte la posesor de monete VCX. Deci acum ideea că aceste monete voi le puteți să le primiți gratis la înregistrare sau să le donați încă și mai multe cu ajutorul referalilor. Și deci uitați-vă, dacă va fi un miliard pe lună, practic puțin e venit. Dacă veți avea de pe la 500, deci mai invitați 10 referali și o să aveți de pe la 3 dolari pe lună dacă va fi un miliard. Acum treptat el va crește. Și deci când va fi de pe la 10 miliarde pe lună, deja veți primi 30 de dolari. Acum închipuiți-vă că invitați nu 10 oameni, dar 100 și aveți 5.000 de monede. Deci veți primi venit pasiv de 300 de dolari pe lună. Dar dacă cu timpul trece și compania ajunge la un volum de 100 de miliarde pe lună. Deci cu 5.000 de monede o să aveți venit de 3.000 dolari pe lună pasiv. Deci din nimic, cum s-ar spune, doar fiind acum activ o săptămână, două, puteți să vă faceți un venit de 3.000 dolari pe lună, invitând 100 de oameni. Iar dacă invitați 10 oameni, 10 oameni invitați, aveți 500 de monede. O să aveți undeva vă 300 dolari. 10 oameni. Câți cunoscuți aveți care au calculator și gratis să se înregistreze? Deci înregistrarea e foarte simplă. Uitați-vă la mine pe canal la alte video. Cum se face înregistrarea. Nu fiți, cum se spune, popor proști. Că vi leni să faceți un lucru care, cum am spus, într-o săptămână 10 oameni de invitat, eu nu știu cât e leniș trebuie să fii ca să nu poți invita 10 oameni. Dar care va înțelege ce spun eu, el sunt sigur că o să găsească 100 de oameni și o să facă. Deci nu pierdeți bani. Pierdeți dacă nu o să meargă, în cel mai rău caz, 100 de dolari pe lună să aveți. De pildă s-a găsit 3 cunoscuți numai. Și o să vezi, știu. Și eu nu 10, la 10 chiar m-am greșit. Se dă 100 de monete pentru un invitat acolo. Deci la 10 invitați o să aveți 1050 de monete. Deci o să aveți 630 de dolari. Deci 50 ai voastre la înregistrare și câte 100 pentru fiecare invitat. Chiar 600 de dolari o să aveți cu 10 oameni invitat. Cu 5 oameni invitați 330 de dolari. Peste câțiva ani. Că banii i-ați, cum s-ar spune, i-ați aduna. Și eu știu, ați uitat de ce site. Și peste 2 ani intrați pe acest cont care l-ați creat. Întâmplător acum, uitându-vă la video meu, fără a avea încredere. Deci eu, uitați-vă, acest raport este chiar și pe site. Puteți să vă treceți pe link-ul meu de referal. Și uitați-vă că este aici raportul acesta. Apăsați pe dânsul. Citiți-l de 10 ori dacă nu credeți în ceea ce am spus. Și gândiți-vă încă o dată la ceea ce am spus eu. Deci raportul este aici. Ia. Verificați informații. Deci eu sunt Toma necredincios, dacă spunem așa în popular. Eu nu cred în nimic. Până când fiecare virgulă nu citesc și nu verific personal.
Chiar cel mai bun cunoscut și prieten, dacă ne-ar spune și ne-ar arăta, tot unul verific. Ca să înțeleg cel puțin cum a făcut această persoană, dacă a făcut, de pildă, niște bani și el îmi spune că a făcut. Eu vreau să înțeleg cum s-a făcut. Cu toate că mi se spune sau mi se explică. Și deci asta și vă recomand și vouă, la toți cei care ascultă video create de mine. Deci sunt 10 video create, 10 companii, dintre însele, hai să spunem că 9 sunt scamuri. Dar din 9, una se întâmplă că este companie bună. Și de ce eu vă recomand să nu treceți pe șansele care ele apar? Luați-le, folosiți-le și timpul vă arăta care din 10 șanse una este, cum să spune, de aur. Deci VCX pentru mine eu cred că e o șansă de aur. Ca nume fără investiții, dați într-un cont, deja să vă arăt rezultatul meu. Deci intrăm cu e-mail-ul, nu uitați, și apoi cu parolă. Deci am greșit. Deci eu am greșit parola și acum trebuie să reînnoiesc. Sau e-mail, deci nu mai țin aminte ce, acum ca să nu pierdem timpul. Cam mai multe parole. Am vreo 5, nu știu care am folosit. Da, eu des sign-in, eu trebuie să signa. Sign-in. Sau alt e-mail, dar nu mai ținut. Sign in, deci vreau să mă registrez, de asta am greșit. Deci sign up, asta de a face înregistrare, dar e deja sign in, sunt în cont, trebuie să intru în cont. Deci, uitați-o, eu am 6400 de monete deja. Deci, în cazul când 6400. Dacă va fi doar un miliard de bani învârtiți pe această companie, doar timp de o lună, dar nu va fi un. Eu cred că va fi treptat, chiar și 10 dacă va fi, $384. Dar dacă va fi 100 de miliarde pe lună. Deci eu cu acești monede deja, pește-vă câțiva ani, pot să am din acest site câțiva mii dolari pe lună. Deci eu acești bani nu o să-i vând. În afară de asta, când o să fie ICO, în această scrisoare se spune că ICO se va deschide pe 1 octombrie. Deci eu pot să mai cumpăr că din banii mei, de vreo 1000-2 monete, pe el să mai adaugă și eu să mai iau încă vreo 10.000, ca exemplu. Și o să am în jur de 10.000 de
de dolari peste vă câțiva ani, lunar. Deci banii ăștia o să vă vie în cont și deja singur hotărâți și faci cu dânsul, vrei scoateți, ori cumpărați alte criptomonete și mai departe. Deci asta va fi o bursă unde se vor vinde și cumpăra criptomonete. Deci asta e a fost scopul acestui video, ca să vă deschid ochii la unii care, nu știu cum să mai spun eu, ei nu pun capul în mișcare pentru a verifica tot ce se spune. Deci nu trebuie să credeți între ceea ce vi se spune, dar puneți capul în mișcare și gândiți puțin și vedeți. Puneți calculatorul în față și calculați. Deci undeva fiecare om poate greșească. Dar când verificați și vedeți că coincide vorbele la persoana dată cu calculele proprii, atunci asta deja este confirmare că omul spune ceva interesant și poate posibil corect dacă va fi folosit. Cam atât ce am vrut să spun, numai bine.